Dacă spălatul rufelor la râu pare să fi fost uitat de cele mai multe dintre gospodine, cele din mediul rural încă mai practică acest obicei. De câte ori este nevoie, doamnele de la sat merg la râu pentru a-și curăța hainele. Râul Topolnița din localitatea Sfodea este prielnic pentru această practică încă familiară la sat. De-a lungul timpului, oamenii au găsit diferite metode de a-și curăța rufele. Le spălau întinzându-le pe stânci și frecându-le cu nisip, iar apoi îndepărtau mizeria în râurile din apropiere. În prezent nu mai este la fel, însă o parte din această practică familiară la sate încă se mai păstrează. În mediul rural, doamnele vin la râu de câte ori este nevoie pentru a-și curăța hainele. Mai de spălat spălăm din râul ăsta, Topolnița, așa se numește. Se mai păstrează obiceiul de a se spăla în râu? Sigur că se păstrează, că noi avem mașini, dar încă nu automate, avem mașină Albalux, cum era odată. Să înțeleg că veniți periodic aici să vă spălați hainele. Câte ori am nevoie aici? Bine că și eu am apa chiar pe sub grădină, stau un pic mai la deal, dar e mai, cum să vă zic, mai înalt malul și stau prea mult aplecată și e mai mult adunată, un fel, cum să zice la noi, tău. Și fiind mai adânc, nu prea are apa cădere și nu se duce repede să se limpezească apa. Și de asta vin aici sau sub biserică, la capătul satului, în partea cealaltă. De asemenea, în zonele de munte, spălatul rufelor la vâltoarea tradițională încă se mai practică. Este totuși o bucurie faptul că metoda străbunicilor noastre de a curăța hainele la râu încă se mai păstrează în unele zone din Mehedinți. În localitatea Sfodea, comuna Balta, gospodinele vin cu saci și roabe pline de rufe, spălându-le ulterior în râul Topolnița. Este greu de crezut că generația de azi să mai practice acest obicei. Printr-o apăsare de buton de 2 secunde, orice bărbat sau femeie devine profesor în spălatul rufelor. Puțin știu faptul că prima mașină de spălat a fost inventată în anul 1797 și a fost reprezentată de o bucată de lemn de care rufele ude erau frecate în timpul spălării.